Probabil ăsta va fi cel mai important clip despre Kubernetes. Vei afla ce face acest tool atât de magic. Nice. Există un singur cuvânt pentru asta. Și începe cu deploy și se termină în mentori. Însă asta nu e tot. Cadou. Sono cadou. Cadou. Deci cadou, cadou. Pe lângă asta îți voi arăta ce este un replica set în Kubernetes, cum funcționează namespace-urile, tagurile, dar și selectorii. Dacă încă nu ți-a bubuit capul de la atâta informație, pregătește-te, pentru că asta o să urmeze. Hai, ia-ți o cafea și hai să stăm de vorbă. Hai să facem cel mai de bază obiect din Kubernetes, adică un pod. Gata. Dacă dau kubectl get pods, o să-l văd doar pe acesta. Dar dacă fac următoarea chestie, vei vedea că am mult mai multe poduri existente pe acest cluster. Am folosit all namespaces. Asta este primul subiect pe care aș vrea să îl abordăm. Fiecare pod pe care îl faci pe clusterul tău de Kubernetes este creat automat într-un namespace. Namespace-ul de bază în Kubernetes se numește default și este creat automat atunci când îți creezi clusterul de Kubernetes. Dacă tu creezi un pod și nu specifici în ce namespace vrei să se ducă, el se va duce by default în default, dacă are sens. Însă, pe clusterul meu, după cum vezi aici, am și alte namespace-uri. Ce sunt aceste namespaces? Aproape toate obiectele din Kubernetes, poduri, servicii și, în fine, multe altele, sunt grupate în namespace-uri. Cel de bază, așa cum spuneam, se numește default, unde noi am creat acest Nginx pod. Însă, există un namespace special numit kubesystem. În acest namespace, Kubernetes își face podurile cele mai importante, cel de etcd cluster, API server, scheduler și controller. Bine, și multe altele. Astea sunt componentele care alcătuiesc master node-ul. Gândește-te la aceste namespace ca la profilele de utilizatori ale Netflix-ului. Tu, dacă ai un profil de utilizator, ai anumite filme în lista ta de filme preferate, iar alt utilizator are alte filme. Fix la fel este și în Kubernetes. Aceste namespace-uri au rolul de a separa logic podurile unui utilizator, sau mă rog, podurile destinate unei munci, de alte poduri, ca ele să nu interacționeze între ele. De exemplu, poți să ai niște poduri pentru development și niște poduri unde ții producția. Pentru a vedea toate namespace-urile pe care eu le am aici configurate, voi folosi kubectl get namespaces. Și am default, acest cube system, cube public, tot ce înseamnă, tot ce începe cu cube, de obicei sunt niște namespace-uri speciale create automat de Kubernetes. Dacă vreau să văd podurile doar dintr-un anumit namespace, voi folosi kubectl get pods minus n și numele namespace-ului. De exemplu, astea sunt toate podurile din Kube System. Cel de etcd, Kube Proxy, Kube Scheduler, toate componentele Kubernetes Master Node. Pentru a crea un pod într-un anumit namespace, vei folosi kubectl run numele podului minus minus namespace și numele namespace-ului unde vrei să-l creezi. Trebuie să-i dăm și o imagine. Și o să-l fac în Kube System. Uite-l aici. Bine, acum o să-l șterg pentru că nu este indicat să-ți faci poduri în Kube System, evident. Nu te juca cu namespace-ul de bază al Kubernetes-ului și nu pune acolo poduri neimportante. Pentru a crea un namespace nou, vei face kubectl create namespace și numele namespace-ului. Am creat acest namespace numit test. Și aici voi pune noi poduri. Gata, acum ai aflat și care e faza cu aceste namespace-uri. O informație foarte de bază în Kubernetes. Acum hai să-ți spun și ce este un replica set. Am acest replicaset.yaml aici. După cum vezi, informațiile din el sunt un pic atipice, pentru că, odată, avem secțiunea asta de template de aici și acest replicas egal 3 și acest selector. Hai să-ți explic un pic acum cum funcționează de fapt. Deci, până la urmă, ce este un replica set? Așa cum sugerează și numele, este un set de poduri replicate. Avem acest YAML file care definește acest replica set. Observă, te rog, aici că avem apps v1, kind-ul este setat ca replica set, iar partea de metadata i-am pus numele replica setului aplicație, da, foarte original. În porțiunea de spec, avem acest template. Gândește-te așa, dacă ai replici la un anumit tip de pod, tu trebuie să-i definești o matriță, adică acest template. Pentru că eu voi vrea la final să am trei poduri la fel, care să facă exact aceeași chestie, îi definesc acest template aici. După cum vezi, această matriță va crea niște poduri cu Nginx, pentru că am imaginea specificată aici, și care au portul deschis pe 80. Deci ce se va întâmpla în spate? Va apărea acest obiect numit replica set, numit aplicație, care exact așa cum spuneam,
va avea acest template cu un singur container cu imaginea de Nginx. Fii foarte atent la următoarea parte. Aceste labels de aici, pe care le regăsești aici. Labelurile sunt de fapt niște taguri, iar aceste taguri sunt super importante. Gândește-te la ele ca la pozele tale de pe Instagram, când pui taguri. Rolul tagurilor este ca poza ta să fie găsită. Exact aceeași chestie este și în Kubernetes. Tagurile astea, când le atașezi de un template, iar apoi folosești acest selector de aici, cu Match Labels, el se va uita după tagul mediu 2.dev, care este ăsta de aici. Și el va ști că trebuie să creeze 3 replici folosind template-ul ăsta de aici pe care l-ai selectat cu acest selector. Gândește-te că aceste selectoare pot selecta template-uri și din altă parte, de asta ai aceste taguri. Deci el va înțelege că trebuie să facă 3 replici cu selectorul mediu dev. Puteam să pun ambele taguri aici, adică nu doar mediu dev, să am și app nginx aici. Ca să fiu mult mai specific, dacă de exemplu aș fi avut un alt template cu mediu dev, dar app să fi fost Răzvan, de exemplu, în loc de nginx, clar ar fi trebuit să le specific pe amândouă, ca altfel nu ar fi știut pe care dintre cele două template-uri aș vrea să-l folosesc. Bun, iar el în spate va crea 3 poduri cu imaginea de Nginx, cu numele aplicație, pentru că așa se numește replica setul, și cu această porțiune de aici, la fiecare, care este unică. Normal, Kubernetes trebuie să diferențieze cumva podurile unele de altele. Dacă tu, de exemplu, vrei să oprești podul ăsta de aici, să poți să scrii kubectl delete pod aplicație minus k3 bla bla bla. Când vei face chestia asta, replica setul, legea lui de bază este să mențină acest replica 3. Deci tu dacă ai oprit un pod, dacă l-ai șters sau dacă a murit un pod, va crea automat altul, un alt nume. Deci mereu tu vei avea 3 poduri. Hai să vedem chestia asta în acțiune acum. În primul rând, va trebui să-i dau apply la chestia asta. Și am creat un obiect de tip replica set. Ca să văd ce replica sets există la mine pe sistem, voi face kubectl get replica sets. Și se numește aplicație, desired, am nevoie, deci eu îmi doresc 3 poduri pornite mereu. În momentul de față sunt 3 pornite și am 3 gata. E creat de 18 secunde. Hai să vedem și podurile. Ia uite-le, aplicație minus ceva, ceva și ceva. Dacă dai kubectl describe pe el, gen pe unul dintre poduri, vei avea care un container cu Nginx, cu imaginea de Nginx, exact ce am specificat în acel YAML file. Acum hai să oprim unul dintre aceste poduri să vedem ce se întâmplă. Am șters acest pod. El nu mai există, dar a creat automat alt pod, ăsta de aici. E pornit de 4 secunde. Hai să-ți mai arăt o chestie șmecheră cu aceste replica seturi. Poți să scalezi. De exemplu, să zicem că aplicația mea este sub heavy load. Adică multă lume începe să o acceseze și nu am destule poduri care rulează. Hai să scalăm aplicația, adică să adăugăm poduri. Asta înseamnă că voi scala și puterea de procesare, CPU, memorie. Aceste poduri fiecare vin cu o porțiune de memorie, CPU și așa mai departe. Cum vom face asta? Cu kubectl scale. Să zicem că vreau 10 poduri și trebuie să-i dau numele acestui replica set, aplicație. Deci kubectl scale replica set, numele replica setului, în cazul meu este aplicație, și am zis că vreau 10 replici. Hai să le și vedem. Uite-le aici, tot ce este pornit de 15 secunde a fost creat acum. Toate sunt running. Dacă vreau, de exemplu, să scad acum podurile, o să pun 2. Deja le-a șters. Și am doar 2 poduri. Asta este puterea replica setului. Dar ce se întâmplă dacă, de exemplu, vreau să schimb imaginea unui replica set? Să zicem că nu mai vreau Nginx, vreau să fie de Ubuntu. Cum fac chestia asta fără să-mi pice toată aplicația? Replica setul nu poate face chestia asta. Eu, de exemplu, dacă mă duc acum, mă duc în acest replica set YAML și în loc de Nginx aici punem Ubuntu. Și acum trebuie să-i dăm și o comandă de făcut, pentru că un container de Ubuntu, dacă nu-i dai nimic de făcut, el va intra în terminated. Hai să-i dăm și ceva de făcut. Command. Îi dăm să doarmă 1000 de secunde. Și acum dacă dau kubectl apply la chestia asta, în mod normal te-ai aștepta ca podurile să fie updatate, adică să dea terminate la un pod, să creeze alt pod cu noua imagine și tot așa. Chestia asta nu o să o facă replica setul, va trebui să ștergi toate podurile și să le recreezi. După cum vezi, tot imaginea de Nginx este în ele. E, și aici am vrut să ajung. Ne trebuie ceva mai mișto decât un replica set ca să managiuim o aplicație de producție. Ceva care să facă și aceste rolling updates. Adică dacă tu vrei să schimbi imaginea unui pod, unui replica set de exemplu, el să știe să oprească fiecare pod pe rând și să creeze un nou pod cu noua imagine, astfel încât podurile rămase încă să poată să susțină traficul aplicației. Deci aplicația ta nu va avea deloc downtime. Pentru asta ne trebuie un deployment, care este un alt tip de obiect în Kubernetes. Este evoluția unui
replica set. Acum hai să-ți arăt și cum funcționează. Pentru a crea un deployment, am creat acest deployment file de aici. El se definește exact ca un replica set. Observă, te rog, doar că aici, la kind, este evident trecut deployment în loc de replica set. În rest, absolut totul este exact la fel. Imaginile, template-ul, selectorul, replicas, absolut tot. Hai să-l vedem și în acțiune, să vedem ce se întâmplă după ce o să-l creez, dacă îi schimb imaginea, de exemplu din Nginx, de aici o să fac un Ubuntu. L-a creat, acum ca să-l văd, voi face kubectl get deployments. Și aceste deployment-uri sunt în namespace-ul default, pentru că n-am specificat niciun namespace. Se numește deployment și are 3 poduri create acum 21 de secunde. Hai să-l scalăm, hai să-l facem să aibă 15 poduri cu kubectl scale deployment. Deployment, pentru că ăsta este de fapt numele deployment-ului. Vreau să pun 15. Și le creează. Bun, sunt toate running. Acum hai să schimbăm imaginea, să simulăm faptul că vrem să facem upgrade. Nu o să pun o altă imagine de Nginx, o să o schimb cu totul, o să fac un Ubuntu. Cum putem face chestia asta? Odată putem să edităm acest YAML file, deployment YAML, și după aia să dăm kubectl apply, sau mai există o modalitate să editezi direct deployment-ul, adică informația deployment-ului din Kubernetes, din clusterul de etcd. Hai să arăt a doua variantă. Cu kubectl edit deployment și numele deployment-ului. Și îți dă un YAML file cu mult mai multe informații. Tot ce vezi aici este informația pe care Kubernetes o deține despre acest deployment. Are și creation timestamp, are multe alte informații de care nu ne pasă. O să caut image, că pe mine mă interesează să schimb imaginea. Din Nginx o să fac Ubuntu, o să-i dăm și ceva de făcut lui Ubuntu, pentru că nu vrem să intre în stadiul de terminated după ce creează podul. O să pun command. Deci command slip 1000 și am schimbat imaginea. Spune că este editat. Acum hai să dăm repede kubectl get pods și minus watch, că vreau să văd și ce se întâmplă. N-ai cum să observi aici, însă hai să-ți explic ce se întâmplă în spate. Deci a dat terminate la niște poduri și a creat altele. Noua imagine a acestor poduri de aici este de Ubuntu. Hai să-ți explic acum repede și ce s-a întâmplat în spate. Deci eu când am dat prima oară kubectl apply, mi-a creat acest obiect numit deployment, care el în spate de fapt are un replica set. În cazul meu eu aveam doar 3 replici. Bine, eu în poza asta de aici am pus că pot să fie oricâte containere vrei tu. Toate au imaginea de Nginx. Odată ce am dat kubectl edit și am schimbat imaginea din template, el a creat un nou container cu imaginea de Ubuntu ăsta de aici și apoi a dat terminate lui ăsta de mai sus. Așa funcționează. Nu este invers, adică el nu oprește întâi un container și după aia creează unul nou. El creează unul nou cu noua imagine, apoi îl oprește pe cel pe care vrea să îl înlocuiască și apoi trece la următorul. Face încă un container cu Ubuntu, după care îl oprește pe ăsta de aici și tot așa. Așa le înlocuiește pe toate pe rând, astfel încât aplicația ta va rămâne up, va fi servită de podurile vechi, cele rămase. Și ușor, ușor vor intra în schemă și cele noi. Hai să arăt cum creezi acest deployment sau replica set sau ce vrei tu într-un alt namespace, dar cum specifici asta în YAML file. Primul rând o să-l șterg. O să editez deployment file-ul, iar aici la metadata voi specifica un namespace. Și o să pun namespace-ul creat adineori, numit test. Acum dacă dau apply, by the way, chestia asta merge cu absolut orice obiect pe care îl creezi în Kubernetes. Dacă în secțiunea de metadata treci un namespace anume, în ăla îl va crea. Acum dacă dau get pods, ține minte că eu sunt în namespace-ul default, nu o să-l vezi aici. Nu o să-l vezi nici aici, pentru că sunt în default. Dar dacă îi dau cu minus n test, o să-l vezi aici, cu tot cu podurile sale. Și ultima chestie pe care vreau să ți-o arăt este că dacă dau get replica sets în acest namespace numit test, vei vedea că el a creat automat și acest replica set numit deployment minus ceva, niște cifre, pentru că trebuie să fie unic. Deci replica setul de fapt este o subdiviziune al unui deployment. Tu când lucrezi cu Kubernetes nu vei crea niciodată replica seturi. Vei crea deployment-uri, care sunt obiectele care vin peste un replica set. Aceste deployment-uri sunt niște obiecte extrem de importante în Kubernetes. Mai există și servicii și alte chestii, însă astea le vom aborda într-un video ulterior. Ține minte care este diferența între un deployment și un replica set, pentru că asta este întrebare de interviu. Deci replica set-ul nu poate să facă update la poduri fără să le recreeze de la zero și să ai downtime pe aplicație. Deployment-ul, în schimb, poate. O altă diferență ar fi că replica setul este o componentă a unui deployment. Cam atât pentru astăzi. Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să-mi lași un like și de ce nu și un subscribe. Până data viitoare, rămâi curios, învață ceva nou în fiecare zi și take care!